Membrii Comandamentului de Iarnă au fost convocați luni 21 octombrie în videoconferință organizată de Ministerul Afacerilor Interne pentru a analiza stadiul pregătirilor activității de dezăpezire. Județul Mureș este pregătit să facă față iernii. Declarația aparține prefectului Corneliu Grosu. Județul nostru, la această oră, se poziționează într-o condiție de a face față așa cum trebuie programului de iarnă sau, mai corect, aplicării programului de iarnă. Prefectul județului a menționat că au fost încheiate contracte cu operatori economici în vederea lucrărilor specifice, iar aprovizionarea cu materiale antiderapante, nisip și sare se desfășoară conform graficelor stabilite. În județul nostru, stocurile de pornire în raport cu cele din perioada trecută, perioada identică din anul trecut, sunt mai mari, iar operațiunile de asigurare a stocurilor sunt în curs de desfășurare. Administrația județeană a drumurilor naționale a asigurat peste 600 de tone de sare necesare amestecurilor antiderapante. Astăzi avem asigurate aproape 25% din necesarul de sare. De asemenea, 25% din necesarul de nisip, mai trebuie să asigurăm nisip în cantități mai mari pentru drumurile naționale, bine spun, întrucât Consiliul Județean s-a îngrijit să aibă pentru cele 7 baze de desăpezire stocurile în conformitate cu graficele. În cadrul videoconferinței, Corneliu Grosu face un apel serios către toți primarii din județ. Am stabilit măsuri de atenționare a fiecărui primar, a fiecărei unități administrative teritoriale pentru a preveni lipsa de comunicare sau distorsiunile de comunicare care pot să apară atunci când situațiile de urgență exclud din nevoia de intervenție rapidă asemenea distorsiuni. Corneliu Grosu a mai solicitat primăriilor să asigure toate cele necesare populației în cazurile de situații de urgență ce pot să apară pe timpul iernii. Prefectul de Mureș a dat asigurări că se vor efectua controle la fiecare unitate administrativ-teritorială din județ și la fiecare operator economic responsabil cu dezăpezirea drumurilor.